Unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu are nevoie de medici și personal auxiliar. În acest moment, deficitul este de 3 posturi de medic și 31 de posturi pentru personalul auxiliar. Aceasta în condițiile în care activitatea unității este de 24 de ore din 24. Deși este cea mai aglomerată secție a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și aici se lucrează la foc continuu, unitatea de primiri urgențe are deficiențe mari de personal. În cadrul UPU, în momentul de față, există 20 de medici care acoperă în ture activitatea non-stop a serviciului. Numărul de personal sanitar mediu este de 48 și iar cel al personalului sanitar auxiliar, însemnând infirmiere, brancardier și îngrijitoare, este de 21. Deficitul este de 3 posturi pentru medici, iar pentru asistente de un post. Cel mai mare deficit este cel la categoria personal sanitar auxiliar, unde ar fi nevoie de 31 de angajați. Recunoaște acest lucru însuși directorul spitalului, care spune că în marea lor majoritate posturile scoase la concurs sunt pe perioadă determinată, iar candidații nu se înghesuie. Este nevoie mai mult ca în orice serviciu din spital de o suplimentare a numărului de medici, asistenți medicali și personal auxiliar. În legătură cu numărul de medici sau intenția de a angaja un număr suficient de colegi acolo, pot să vă spun că acest aspect constituie o preocupare continuă prin organizarea de concursuri pentru a ocupa posturile libere. Din păcate, pe unele tipuri de posturi, cele pe perioadă determinată, să spunem între 6 luni și 2 ani, prezentarea la concurs este ceva mai precară. Respectiv, la ultimul concurs chiar nu s-a prezentat nimeni. Pe de altă parte, s-a ajuns în această situație și din cauza blocajului legislativ și a salariilor scăzute. Odată e un blocaj legislativ, nu se pot scoate toate posturile deodată la concurs. Ele se scot în număr limitat, dacă se ocupă, merge mai departe. M-a întrebat de nivelul de salarizare exact. Pentru medic specialist este undeva la 1300-1500 salariul de bază. Cu zgârți, cu tot, probabil crește încă cu 50-60% salariul. Cam asta este nivelul. Fiind o secție în care munca este 24 de ore din 24, 4 weekenduri din 4, nu știu dacă este cel mai atractiv mod de lucru. Astfel, turele de 24 de ore de la UPU sunt acoperite și cu medici specialiști. Din cei 18 medici care sunt acum angajați, doar 9 sunt medici specialiști, medicină de urgență, restul sunt medici de medicină generală, medici de medicină de familie. Dar lucrând de câțiva ani în sistemul nostru, învățând de la noi, învățând unii de la alții, au ajuns la un nivel destul de competitiv și încercăm să ne ajutăm de dâns și la nivelul pregătirii pe care o au. În cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, în primele 9 luni ale acestui an au fost tratați 50.075 de pacienți. Dintre aceștia, 10.495 au avut nevoie de internare pe secțiile spitalului. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, numărul pacienților este în creștere cu aproximativ 6,64%, nu însă și numărul medicilor și a personalului care deservește această secție.